Pentru mine e o întrebare ușoară și grea. Pentru că e grea că trebuie să zic, domne, nu sunt un stilist. Adică, domne, că e dramă, că e comedie, că e istoric, că nu știu ce, eu lucrez în stilul ăsta, obiective largi, lumină, în general caldă, mai știu cum, nopțile într-un anumit fel. Asta înseamnă un stilist și există, există și îi recunoști. Nu sunt, adică nu... M-am dus totdeauna după text, după scenariu și după regizor, după ce facem noi cu textul ăla, ce vrei tu să spui cu el. Și atunci, instrumentele mine căutam funcție de aceste două lucruri. Sigur că veneam și eu cu ale mele după ce citeam scenariul, aveam o imagine a mea despre subiect. Și încercam să-l încerc, dacă mi-o acceptă, cum mi se pare. În fine, ajungeam la negocieri. În sensul ăsta pot să zic că stilul mie acela în care mă implic de la citirea scenariului, de la corecțiile lui eventuale, până la discuții despre actori, până la discuții cu cine e scenograf, cine e pictor de costume și așa mai departe, stilul meu ar fi cumva că mă implic. Și până în ultima zi, până la premieră, ca să zic așa. Dar mai ales în perioada de pregătire e foarte important ce gândiți atunci, că deja în film nu mai, în filmul românesc nu e timp să filmezi 4 luni ca la Moromeții, ci 30 de zile ca la Moromeții 2. Înțelegi? Și atunci trebuie să fii foarte bine pregătit, că ori te faci de râs, ori îl faci pe el de râs, în fine, e complicat. Deci, în sensul ăsta, stilul ar fi că mă bag în toate. Mi se pare că e și al meu. Deși scrie pe generic și așa și e, demiurgul e demiurg, dar mi se pare că e și al meu. Mă doare când nu, când a ieșit, că se întâmplă, mă doare când nu e lumea în sală, că se întâmplă. În ultima vreme, din ce în ce mai des, nu prea e lume în sală. Da, acum asta e. Da, sunt prea multe filme și la televizor și în tren și la telefon și peste tot. Și, na, adică normal, publicul se duce totuși după ce crede el. Și publicul există 10-15% aia care interesează eventual și filmul românesc și care, nu știu, au preocupările lor legate și de asta. Adică, fraier de ăștia ca voi, că uite, veniți aici și mă întrebați pe mine. Există un 10-15% din care faceți parte, sigur, care interesează totuși filmul românesc. Chiar și la mai greu de, nu știu, de inhalat de multe ori și... Da, asta e. Așa că eu cred că așa e normal, adică funcție de film să găsesc acele instrumente pentru... Dacă cineva ar sta, probabil, nu știu, dacă ar sta să le ia la rând pe toate, ar vedea că ceva le leagă pe ele, să zicem, dar nu știu ce și nu m-a preocupat niciodată. Dar în principiu nu mă duc așa la film, mă duc cu gândul că ce vrea domne ăla și mai ales, în primul rând, ce vrea scenariul, ce rezultă din el. Da. Da, din păcate. Păi evident că aici am fost obligat un pic să semăn cu primul film. N-am reușit în totalitate, în primul rând, n-am reușit în totalitate pentru că era un alt suport. Dar m-am străduit în ceea ce înseamnă optică și filtrele folosite. Am folosit o optică veche, sigur, recondiționat, nu recondiționat, în fine, optică Cook de pe vremuri, același tip de optică. Și cam și aceleași filtre. Am folosit tot timpul niște filtre care le-am folosit la primul film. Și din superstiție, știi, într-un fel, pentru că teoretic acum orice de ăsta de la postproducție îți spune, domne, mie fac imaginea așa clasică, ce-o închid eu, ce-o sparg, ce-o fac filtre. Mie nu-mi place asta. Important pe vremea aceea era că ce faci tu bine din filmare e bine. La etalonaj după aceea nu se repara mare lucru. Închis, deschis, cald, rece. Atât. Deci m-am străduit să-l aduc la celălalt film.
încercând să-l și evoluez în sensul că dacă primul film a avut, să zicem, firma, să zicem, de sau începutul, așa cum e în carte, de fapt, că cu Moromete timpul avea răbdare. Ăla e mult mai static decât al doilea. E mult mai așezat, camera se mișcă de, nu știu, cineva numărase, că, domne, a văzut el 7 oglindiri și că s-a mișcat de nu știu câte ori. Cineva calculase. Nu știu, m-am plăcut de sus. Nu mi-am făcut matematică din asta. Dar filmul acela e mult mai static. Actorii, eroii, intră și ies din cadru. Camera e pusă tot timpul un pic mai jos față de Rebenciuc și așa mai departe. Sunt câteva lucruri de care m-am ținut. Al doilea este mai mișcat și era mai degrabă de tipul că cu Moromete timpul nu mai avea răbdare, să zicem. Da? Și atunci al doilea inevitabil e mai agitat, mai ales în partea a doua, cu mersul la oraș, cu toată emoția lui Nicolae, care cunoaște o lume nouă, îl face și pe el să fie mai agitat și inevitabil și camera a mers mai mult după el. Dacă începe la început și e mai static și mai așezat, spre final se mișcă mai mult. Deci, am încercat să fiu o continuare a primului și chiar dacă aș fi avut peliculă, tot așa aș fi lucrat un pic mai, din ce în ce mai agitat spre final, un pic mai mișcată camera, sigur nu aiurea și nu neapărat luat în mână și doar să ne mișcăm așa ca și cum mai e cineva în cameră, nu. În sensul în care și din mizansenă și cu regizorul împreună stabileam să fie mai mișcate personajele, în primul rând, ca eu să pot să mă mișc față de, cu ele sau față de ele. Da, din păcate n-a fost pelicula, a fost foarte, foarte, foarte puțin bani și am preferat banii să dea lui Cristi Niculescu la decor, care trebuia reconstituită toată casa, curtea și așa mai departe și a costat foarte mult. Mulți actori, iară destul de scump toată treaba asta, știi? Poate chiar prea mulți actori, poate prea multe personaje, în fine. Păi, în afară de, ce să zic, am mai făcut ceva față de primul film, am sfumizat tot timpul în interior să înmoi, pe cât se poate, senzația aspră de contur a digitalului, știi? Și atunci, în postproducție, ne-am uitat pe ecran și am zis, mai închide-l, mai deschide-l, mai du-te la albul ăla și mai reține-l, că nu știu ce. N-am făcut lucruri deosebite, adică, nu. I-am pus granulație, nu știu cât se simte. I-am pus granulație, da. Puțin, să fâlfâie acolo, să fie cam viață. Care de obicei, pe vremuri, stipam, mamă, dar ce granulat e celuși. Acum zic, bă, ce frumos e granulat, cum trăiește. Da. Pe vremuri când era granulat, pe vremuri în peliculă, ziceam, mamă, dar ce granulat e ăsta de 500. Așa e, da. Da, i-am pus un pic de granulație, e adevărat. Cădem la înțelegere de la început cam ce vrem. Vine cu exemplele lui. Vine în primul rând scenariu, care de multe ori în care e implicat și în care eventual atmosfera e descrisă. Deci conflicte, sigur s-au întâmplat conflicte mari în cinematografia mondială. S-au rupt prietenii sau în fine, dar sunt foarte rare, adică nu știu de conflict, știu, am plecat și eu de două ori de la film, dar de alte motive, că așa pentru o zi am plecat, pe vremuri. Că astea omenești. S-a îmbătat un pic regizorul și a zis că e clar totul, dar el săracul. Eu fiind foarte tânăr, m-am supărat, am luat trenul și m-am întors la București. Dar a doua zi m-au chemat înapoi și au cerut scuze. Deci, nu trebuie să existe conflicte. Există, adică dacă există, atunci te retrage. Dacă ori tu nu înțelegi pe el, ori el, până la urmă, nu înțelege ce vrei și aia, păi te schimbă. E simplu. Nu se prea întâmplă, pentru că deja e o uzină, știi, în momentul când a intrat la filmare și alea, orice schimbare de asta costă bani. Cine să vină, când, să se pregătească, să oprească, e complicat. Sunt situații tensionate, dar care țin și de viziunea fiecăruia și de multe ori ești tentat ca operator să cam îți faci filmul tău, știi, ceea ce e un pericol și e nedrept, ești necinstit în clipa aia. Dacă el susține o prostie, tu până la urmă trebuie să-i o faci. Înțelegi? Altfel pleci. Altfel pleci, știi? Da, acum depinde cine e mai căpos. Acum depinde. Sunt regizori și regizori și operatori și operatori. Sunt operatori mai cu grade, nu în sensul acela.
adică mai titrat și în care depinde cum e balansul ăsta. Dacă ăla e un debutant și asta acum, sigur că ai oarece influență asupra lui. Și invers, dacă regizorul e mai galonat, da? Și operatorul nu tânăr, atunci sigur că intră un pic peste... Adică acceptă mai ușor operatorul tânăr o anumită, nu soluție, e vorba de o concepție, că nu faci soluții în fiecare zi. Eu zic de aici, tu zici de acolo, nu, asta e o prostie. Toate lucrurile astea trebuie pregătite înainte și inclusiv unghiulație și decupaj, așa fac întotdeauna. Ne notăm frumos și în ziua de filmare știm exact ce vrem, pentru că am fost în locul ăla și am decupat înainte. Ca să nu pierdem vremea la filmare. Nu e timp acum, decât dacă vrei să faci cadre, secvență, unul pe zi și pleci acasă după 8 ore. Dar dacă vrei să faci clasic, cinema clasic, îl decupezi, e foarte greu pentru că ia mult timp. Ia mult timp. Și atunci, în general, eu lucrez cu două camere tot timpul. O cameră care acoperă, să zicem, un cadru de doi și o cameră care e pe unul. La dubla următoare, dacă ăla a fost în regulă prin planul ăla, facem la fel, cameră de doi și una pe celălalt. Înțelegi? Și atunci ofer marfă de montaj mai multă. Așa am filmat la toate ultimile filme. Cu scandal cu producătorul, evident. La doua cameră, al doilea om, aici e lupta ailaltă cu producătorul, care de multe ori e mai dură decât cu regizorul. Când vrei să obții echipă bună, echipament bun, adică să obții echipa ta și așa, acolo e mai dur decât cu regizorul. De acolo te luți pentru regizor, de fapt, ca să-i fie mai bine, știi? Nu știu, s-au fost conflicte quasi celebre și în filmul românesc. Sau despărțiri, cum a fost Ghibu de parte. Au fost. După un număr de ani în care au făcut lucrurile cele mai frumoase împreună. Inclusiv la de fapt, nu e vorba de niciun conflict aici. Era că Moromeții a fost pentru mine așa, un fel de pleașcă, cum se zice. În sensul că nu trebuia să-l fac eu, adică era pregătit altcineva. Și care s-a pregătit, au făcut două luni de pregătire, de aia vreau să filmeze pe ecran lat. Regizorul nu prea vroia stere așa, dar colegul meu o ținea morțiș. Însă s-a întâmplat un lucru. Povestea se întâmplă în 85. Colegul meu, operatorul care trebuia să-l facă, i-au ieșit actele să plece într-o excursie în Germania, RDG. În Germania... Cred că da, Germania. Da, în fine. Și împreună cu o familie au plecat, cu diaconul și cu soția și colegul meu cu soția. Și i-au ieșit actele înainte de a începe filmările cu două săptămâni. Vă dați seama în ce epocă am trăit, dacă vorba aia... Puneai în balanță un film ca Moromeții, care și atunci reprezenta adică o piatră grea, adică era o chestie, știi? Să-l faci filmul ăla. Și a renunțat să plece în excursia de două săptămâni. Așteptau de doi ani aprobările. Înțelegi? Și a venit și m-a rugat pe mine, bă, uite ce, fii atent, eu plec o lună așa și, bă, nu mai că e programată, producția așa, alea, nu pot, uite, faci tu prima parte, peste unul mă întorc și eu fac partea a doua. Filmul e în două părți, primul Moromeții. Adică, mă rog, avea două ore și vreo 40 și avea partea întâia și partea a doua. S-au dat odată, nu înseamnă că au fost două serii. Sau... Și am zis, bă, bine, dar e neplăcut că eu trebuie să fac acum ceva cu mâna ta, adică că voi ați gândit o chestie. Nu fă ce vrei, că cu tare. Stere se uita cam ciudat la mine, știi, așa, evident, supărat, s-au pregătit atâta vreme și m-am pins ăsta pe mine în față. Știi? Și ne-am apucat. Și o zi, două, trei, am văzut, am propus câteva lucruri, dar faptul camera să fie statică, să fie așa, să intre, în fine, câteva lucruri. El a zis, domne, dar nu vreau pălat. Lasă, domne, facem cumva. Și atunci am făcut 1.66, l-am apucat și pe Stere și pe colegul meu care vrea pălat. Făcuse chiar probe pe lat. Fiindcă, mă rog, i-am explicat, băi, da, e un film psihologic, n-are sens. La noi ecranul lat era întotdeauna pentru bătălii, pentru Nicolaescu, pentru suprafețe. A trecut luna și noi am filmat și din seria, și din partea întâi și din partea a doua. Între timp, Stere s-a îndrăgostit de mine, ghilimele, și s-a dus la directorul studio și a zis că nu vrea să mai schimbe. Bașca că mă păcălise că am filmat din ambele filme, deci din ambele părți, știi? Deci nu mai era cale de întors. A venit
colegul, mi-a fost o rușine îngrozitoare că îi părea că l-am lucrat. Adică că am făcut eu așa de bine sau nu știu, l-am mângâiat pe stere pe creștet, încât ăla nu vrea să mai schimbe. A zis, nu, domne, el a fost generos, frumos, a zis, nu, domne, fii serios, bă, că eu nu mă înțelegeam, cu ăla termină tu. Cam așa s-a întâmplat. Asta, ne fiind vorba de niciun conflict, am zis doar de întâmplări de asta. Așa cum un alt film l-am pregătit și nu l-am mai făcut, de exemplu. Nu s-a nimerit, în fine. Trecuseră chiar pe, și pe digital și asta a fost unul dintre motive. E vorba de Palilula. L-am pregătit și pe la o jumătate de an, până cu părcăre. Și pe, s-au răsucit lucrurile. Nu s-a mai făcut. Nu l-am mai făcut eu. Ce se întâmplă de asta? Conflicte, așa se mai întâmplă, se mai ceartă lumea pe platou. Dar dacă, mă rog, ai un pic de experiență, dacă ambii aveți un pic de experiență și asta, vedeți că totul e în favoarea filmului. Orice ceartă n-are cum să fie, nu de orgolii trebuie să fie vorba, ci de unde e adevărul, știi? Nu. Da. Da. Am eu o întrebare. Credeți că există o soluție în a readuce publicul românesc în cinematograf pentru film românesc? Adică, ok, mergem și vedem Avengers și mai știu eu ce. Dar credeți că ar putea filmul românesc să ia o întorsătură în direcția asta ca să putem aduce puțin marea majoritate? Știu că e o altă teorie aici. E, da, amplă și depinde de la caz la caz. Adică, dar vedeți o posibilitate? Păi există pilde destule. Există, în primul rând, un regizor de clasă, inteligent, deștept, frumos și așa mai departe. Frumos nu mai e. N-ai Caranfil. Care întotdeauna scrie povestea care l-ar interesa și pe el să o vadă și care interesează și lumea. Înțelegi? E o pildă de cinematograf de acest gen. Și care nu-i cu, adică, nu e nimic de nivel jos sau de mai știu eu ce, Garcia și mai știu eu ce. Nu. E film făcut și pentru omul, și pentru intelectual, să zicem, dar și pentru omul simplu cu liceul la bază. Deci există posibilități, cred eu. O altă pildă a fost sigur din mai multe motive, Moromeții 2, care incredibil câte lumea a băgat în sală. Înțelegi? E o poveste, e cumva, lumea l-aștepta, fiindcă era după primul, e o promoție bună și așa mai departe. Sunt argumente, inclusiv promovarea foarte bună, da? Deci există posibilități. E o dovadă că există posibilități. E posibil, dar e vorba de fapt de cinematograf de poveste sau cinematograf de idee. Cinematograful de poveste, după părerea mea, e aia în care cineva vine și îți povestește o poveste. Fie de actualitate, fie de epocă, mai știu cum. Dacă îți spune o poveste interesantă, cu personaje în conflict, cu, în fine, după regulile clasice, și atunci lumea ar intra în sală, că lumea vrea să vadă. Nu știu dacă, nu mi-aminte să fi văzut în ultimii 10-15 ani, domne, un film de dragoste românesc, în care în loc să-i zică unul, uneia sau invers, te iubesc pe gură, eventual să zice, te iubesc futu-s gura mătii. Știi? Adică, domne, o dăm că sunt timid și atunci atrag o înjurătură. Sau, n-am văzut să se râdă cu poftă într-un film românesc. N-am văzut să se plângă sau să se sufere cu patim. Adică, pentru că noul stil este acela de a nu cădea în extrema aceea, domne, patetică, știi? Actorii joacă patetic. Așa zice, nu juca. Foarte des aud la filmare. Nu juca, simplu, dă-o simplu. Pe public n-ai cum să-l agăți fără emoție. Orice poveste ar fi simplă cu el și o ia și ea nu-l iubește pe el, dar el o iubește și ce facem până în final, dar în care să existe conflict, să existe emoție, orice film de tipul ăsta ar avea public dacă ar fi cu emoție în acea poveste. Emoții simple, firești, de aia, să râdem, să plângem, să eventual, cum am zis, na, să spună unul, te iubesc, să moară mama. Cred că întrebarea mea se transformă acum în dacă cineaștii sunt. De fapt, e vorba de decizia pe care o iau regizorii, scenariștii, producătorii, mai exact, că toată lumea vrea să meargă în zona asta de... Hai să ducem la festivalul de la Berlin. Asta nu e rău deloc. Mi se pare că e un pic prea... Toată lumea vrea să facă mai multă artă decât să... Nu știu dacă ai neapărat artă. De obicei, în unele situații, frustul sau tipul de story pe care îl practică filmele de
festival, da? Sunt foarte marginale și par exotice afară la festival, știi? Par, domne, ce trăznaie, pentru că lumea noastră e foarte colorată. E într-adevăr și marginală, extraordinară de colorată, cu întâmplări de astea de ți se ridică părul în cap, dar există și cealaltă parte. S-ar putea ca publicul care sunteți sau sunt și eu să nu vrea în fiecare zi să vadă ceea ce vede el pe stradă la el și pe trotuar la el. Și problemele tată-copil, copil-tată, adică toate frustrările care ni le-am adunat de prin anii 89 încoace, frații care se urăsc, părinții care ne iubesc, în fine, totul e din zona asta și el nu mai vrea. Că are și acasă un copil care le enervează, de exemplu. Merge pe stradă și vede aceleași drame. Eu nu vrea să se vadă pe sine, nu vrea să-și pună oglindă. Evident că e exagerat spus, domne, vrea să meargă să se distreze, să se destindă. Nu cred că asta trebuie să facă neapărat cinematograful. Numai asta. Evident că nu. Să-l pună să gândească, da. Dar să-l emoționeze. Ăsta e cuvântul. Am văzut niște filme banale rusești de ultimul ori, acum 2-3 ani de zile, nu mai știu unde. Domne, parcă au alte sentimente decât noi. Așa, noua situație a Rusiei, așa. Domne, aveau emoții și aveau, sigur că pleacă și de la literatura pe care o ai la îndemână. Filmul vechi românesc se baza, în general, filmele bune au fost filmele ecranizări, filmele de până în 89. Capodoperele au fost toate ecranizări, Pădurea Spânzurate, celebre, Pădurea Spânzuraților, Răscoala, Reconstituirea, toate alea au fost ecranizări. Unde un scriitor, un literar, a scris acolo 2 ani de zile la o carte, a construit personaje, tu le iei în cinema și doar le pui în valoare. Înțelegi? Și aveau consistență. Și aveau emoție și aveau tot ce le trebuie. Filmele de acum sunt toate de autor. Eu scriu despre poveștile care știu eu despre cum m-a bătut taică-meu când eram mic și uite acum așa și mă răzbun pe el. Povești pe care nu știu să le construiesc foarte bine ca să aibă acele semne de-a lungul traseului unui film care să ducă la emoție, să ducă la în sală, să plângă, să alea, să lăcrimeze. Mi-amintesc în copilărie, sigur că eram o generație naivă, toți eram probabil naivi, că mi-amintesc că se plângea la film. Eu mai mă feream așa, să nu mă vadă cumva cineva, dar se plângea la film, la love story, la mamă, lacrimi, se râdea în hohote la film și așa mai departe. Acum sările sunt banale sau, mă rog, la comedie se mai râde, dar n-am mai auzit oameni să sufere un pic, funcție de, evident, nu poate să sufere decât dacă le dai emoția respectivă, subiectul respectiv îl cheamă, știi? Suferă din că nu are salariu. În fine, deci asta zic, un pic de emoție ar trebui la toate poveștile astea de succes la festival, care nu știu de ce nu, în aparență se întâmplă nenorociri mari în filmele astea, dar parcă nu trezesc emoția mea, de exemplu, sau... Da. Iar afară par interesante, că, repet, sunt exotice. Ele, pentru aia de afară, comportamentul și tipul nostru de personaje pe care le arătăm în filme, sunt, domne, interesante, adică, bă, ce chestie, știi? Asta e cu publicul. E adevărat că nu se compară nimic de acum cu ce a fost. N-aveai decât să mergi la cinema și la fotbal și teatru, bineînțeles, dar era pentru lume mai aleasă. Acum poți să vezi 400 de filme și faci comparații, înțelegi? Și faci comparații și ieșim prost. În sensul ăsta noi că toată lumea îți trimite filme, tu le vezi, nu e, bă, las că am văzut ăla, las că... Bă, dar ce mișto! Dincolo de seriale și toate astea care sunt extraordinare de multe ori și... Na, n-ai ce? N-ai. Și în ultimul rând, că ziceam că nu există un film de dragoste de adevăratelea. Poate să fie dramă, poate să fie Romeo și Julieta jucată poveste într-un sat ardelenesc, Romeo e român, Julieta e unguroaică. Și drama celor două familii și astea, poți inventa orice. Unu. Deci n-ați văzut filme de dragoste, n-ați văzut film muzical. Dar asta în care stadioanele sunt pline de concerte rock și de tot ce vrei. Există un film muzical. Cu un story, cu un libret scris deștept de cineva, povestea trupei Phoenix, de exemplu. Înțelegi? Povestea lor, să faci film din asta. Fugit în Germania, succesele de aici, în fine. N-ai văzut un film pentru copii? Bazm sau nebazm? N-ați văzut în 30 de ani, vă spun eu. Pentru că toate astea costă. Așa, unde actualitate, el, doi băieți, un trolebuz, un tramvai, un apartament,
pe malul mării un pic, că Costela, nu, pe Dâmbovița. Și de ce să mă duc? Oricât aș iubi filmul. Mă uitam la nenorocirile astea care se mai dau, am descoperit ăsta, Cinemaraton. Într-o condiție tehnică îngrozitoare, adică probabil că ea s-a răcinat o bandă, deci bat joc de multe filme, în fine. Sunt ba 4x3, ba turtiți, ba în fine, nu contează, copii vechi, o rușine, o rușine. Dar m-am oprit așa și m-am gândit ce zic alții ca mine, eu măcar mă uitam acolo, uite-l pe cutare, sau știam de câte cineva de acolo, sau întâmplător, eventual, îl filmasem eu și aveam alte argumente. Dar totuși mă uitam printre rânduri așa, că de ce au succes astea? Că mai multe posturi de televiziune dau foarte mult film românesc. Unu, că lumea vrea să-și vadă vedetele, alea de pe vremuri, care nu erau vedete, erau actori, pur și simplu, și actori buni. Acum sunt prea multe vedete și puțini actori. Deci, vor să-și vadă actorii, dar pe de altă parte sunt și poveștile lor, chiar dacă erau îmbrăcate așa un pic în mucegai de ăsta comunistoid, da? Aveau chestii, aveau clenci, erau un pic, aduceau aia ce spuneam eu, cu râsul, plânsul, cu, în fine. Adică aveau poveste, na, ce să zic. Ceea ce acum nu se întâmplă, citești de multe ori câte un scenariu și curge lin frumos așa, nu se întâmplă nimic. La urmă, parcă s-ar mișca un pic și cam asta e tot. Și e greu să atragi lumea cu asta. Și în această competiție, și lipsa de bani. Ca lipsă de bani, Moromeți a primit bani cât un film de actualitate. Atât a primit. Restul a trebuit să caute Giurgiu și toți pe aici, pe România. Că în exterior, un astfel de subiect nu interesează. E un subiect prea specific. Și prea nu e nici cu minorități, nici cu nimic și nu au găsit bani. Și a găsit câțiva lei de aici din România. E făcut cu un efort uriaș al echipei și fără bani. Așa că și filmele pe care le-am zis eu, ăla de muzicalul, ăla de copii, ăla istoric, nu? Cu măcar 10 armuri și 15 cai, nu știu, în fine, alea costă. Și aici e o altă temă, știi, că scenaristul e și regizor și el numai când scrie, așa că stau la balcon și trece un elicopter și un elicopter roz, nu știu, un elicopter, da, și scrie așa o cioară. Vă care zice cioară, CGI, nu trece nici o cioară. Nu trece nimic. Înțelegi? Producătorul, regizorul și producătorul imediat zice, ce scrie acolo? Așa cum a avut marea temă la Moromeții 2, povestea cu... Eu n-am zis că nu o să iasă niciodată, că nu avem noi puterea asta să umplem piața aparatului de lume. Dar uite că există și există deja băieți foarte buni, mici firme de-astea de care fac imagine pe computer și foarte bine. Și au reușit băieți. A durat 4 luni, 5 luni a durat, e adevărat. Deci se poate. Inclusiv asta se poate și cu bani puțin. Dar trebuie un pic să dorești un anumit film. Trebuie să-l dorești nu pentru tine, familie, prieteni și feliuța aia mică, noi care suntem cineași și care și noi când mergem la colegii noștri, da, bă, interesant, dar în sine mea știu că iar interesant, era un interesant din ăla, cum am mai văzut. Nu numai pentru noi, pentru lume nu e. Foarte bine, bravo. Să înceapă în ce sens? De unde încep? În ce sens? Pentru cineva care nu e de profesie, da? Da. Și care vrea să facă profesia? Sau ce? Păi rămâi la arhitectură. Asta e primul sfat. Meseria asta, după părerea mea, îmi pare rău că am nepotul aici în sală și culmea e că a făcut și el imaginea și master și așa mai departe, deci n-ar trebui să spun asta, fiindcă e el aici, dar după părerea mea, meseria asta a murit. Punct. Odată cu digitalul, în care imaginea o face deja o echipă întreagă și mai ales postproducția face imaginea, da?
vorbim de cinematograful mare, nu amărâtul ăsta de cinematograf românesc, da? Odată cu chestia asta, intervenția operatorului nu mai e șeful acolo pe platou, de mult nu mai e șeful. Doi, odată cu simplificarea instrumentului cu care el lucra și scria, în care trebuia să știe la peliculă, să știe carte, să știe chimie, să știe filtre, să știe după care laborator și așa mai departe, după care etalonajul și așa. Toate lucrurile astea făceau meseria, știi, avea zona lui în care nu se băga nimeni, fiindcă Bașca, că vedea primul, filmul și singurul, nu exista niciun videoasist. El zicea, domne, e în regulă? Da, e în regulă, dacă regizorul stătea pe lângă cameră și vedea și actorii și se mergea mai departe. Deci toate astea le-a pierdut. A devenit o muncă foarte colectivă asta de operator. În ceea ce ne privește la noi, aproape că nu deosebiți filmele, eu nu, de multe ori nu le deosebesc, filmele de actualitate, în general, așa între ele, că e ăla sau ăla. Se filmează la lumină naturală, toată lumea e bucuroasă că se face repede, mă înfrunte cu producătorul. O alimentară, nici nu mai își pune nimeni gândul să construiască o lumină ca de alimentară, am zis greșit, de mega, de mai știu eu ce. Da? Deci toată, s-a simplificat așa de tare încât la ora actuală ar trebui așa să fie un cameraman, regizorul vede pe monitor așa ce și cum, care poate fi și producător, ca să nu... așa... cameramanul zice, du-te în stânga, du-te în dreapta, ia un... nu punem trepied, nu, e mai dinamic așa, e și mai rapid, da? N-ai niciodată justificarea de ce să tragem din mână, da, de ce? Cu cine era în cameră? Că vedem un personaj singur în cameră, stă pe pat și camera face așa. Adică de ce? Dom'le, e stilul ăsta, e ungăn și nu te pricep mata. Bun, va trebui să existe un cameraman, regizor va fi producător și editor, sigur, da? Și un maestru de lumină, cum mi se zice, light designer în teatru sau mai știu eu ce. Aprinde-l pe ăla, pe ăla, asta e tot. Nu mai construiești, din păcate, lumina. Deci nu mai construiești o lumină care să pară reală. Că aici era șpilul. Înțelegi? Să pui o lumină, dar să pară în film reală. Să nu se simtă că e falsă, că umbre, că mai știu eu ce. Acum e simplu, chiar filmezi pe aia reală, numai că cea aia reală, de fapt, uneori nu pare reală, pare plată și falsă, nu știu de ce. Înțelegi? Nu e construită. Ai luat-o ca atare. Poate și platitudinea, ce spuneam eu, de plată imaginea digitală. Deci, sfatul meu, că dacă ești la arhitectură, e o facultate minunată, case se vor construi întotdeauna și vorba aceea. Nu mai faci blocuri acum, chiar poți să faci ce vrei. Uită gândul. Sigur, depinde de subiect, evident. Da, pentru că acolo e foarte puternic și producătorul. Și în aceeași măsură în care e ideea la noastră, la noi nu interesează că nu vinzi film pe producător. El ar vrea, săracul, dar dacă nu e. El ar vrea să fie vândut. Dar nu e cazul. La americani, dacă nu l-ai vândut, ești terminat. Atunci, o anumită estetică elegantă, frumoasă, a tipului de film american, briant, strălucitor și în care tot timpul n-ai să vezi imaginea murdară a noastră, care ne-o dorim, adică să fie așa, domnule, să fie ca în viață murdar, nu există acolo. Bine. Există, au și școală independentă de tineri cineaști, da, alea cu bani, alea făcute pentru a face bani, sunt foarte bine lucrate în tot ce înseamnă lumină pusă și regizată, în așa fel să fie și corect, mă rog, să fie și estetic interesant și să aibă și ceea ce se cheamă glamour, nu? Strălucire, ca produsul american, știi, ca Coca-Cola, înțelegi? Deci e clar că nu e o estetică europeană. În Europa se practică Lars von Trier, care a nebunit lumea începând cu primul lui film și a nebunit Europa fără decor, fără lumină, cu camera din mână. Da, asta a spus el. Ceea ce a făcut fără francezii cu Nouvelle Vague francez de prin anii 60, v-am arătat o pildă acolo, o budă suflă, da? Deci nu e nimic nou sub soare. Numai că asta a prins foarte bine în țările sărace. Camera din mână și asta să fie viață trepidantă, știi? Să fie probabil ca un reporter care umblă prin oraș după subiecte. De aia
americanii nu-și permit asta. Acolo, am făcut și eu câteva filme la Castel, fiind prin anii 94, categoria aia, beci, nenorociri, de-alea, în fine. Dar foarte bună școală. Super echipamente, super tot ce am vrut. Și m-au învățat că nu-ți iei proiectoare, de-alea, ia-ți că... M-am prins că trebuia să umplu camionul de proiectoare ca să par un om serios. Eu lucrând cu lumină puțină dintotdeauna. E, și a trebuit acolo să pun lumină. Și n-a fost ușor ca să ai lumină multă și să nu se simtă, că... fals, mă rog. Ce nu e fals, dar în general, știi? Așa că... E complicat și cu estetica asta și încă ceva. Există filme în care chiar trebuie să ai o lumină teatrală, adică asta e altceva. E cu totul și cu totul altceva. În care așa e subiectul, na? Să se vadă, la vedere. A fost un film frumos pe vremuri al lui Gopo cu de a-și fi Harapalb, știi, și în care tot decorul era decor real și în care mai apărea câte un pom de plastic și cu niște nenorociri în jur, știi? Dar eram într-un basm și era inclusiv basm în basm. Că Harapalb spunea pierții, spunea la un dat, hai domne, că ăsta e un basm, nu e adevărat. Uite, eu acum am să îl văd pe o chilă, o să mai, știi? Și tot decorul era fals, adică era real plus obiecte false, copaci falși, din plastic, la vedere. E altceva. Și chiar a fost mișto, adică... A fost interesant. Vreau să spun tot legat de peliculă, dar ca mai mult viză din ultimii ani, dar lasă să vă spun, vreau să facem filmul ăsta pe... Păi degeaba vine, că vine producătorul și zice... Eram la Moromeții să facem pe peliculă, dar nu s-a ajuns cu banii. Nu s-a ajuns. La Nae Caranfil, de asemenea, s-a pus problema vag la 6,9 pe scara Richter. Ar fi vrut și el. În orice caz, am debutat pe digital, asta am spus. Ei ar vrea, dar de fapt nici ei nu mai țin atât de tare. Pentru că e și chestia asta, că aștept să... Mă rog, nu aștept neapărat developarea, să vezi materialul, că îl vezi cât de cât pe video assist. Nu e același lucru, dar... Mai spun ceva care rămâne între noi. Școala românească de film, în general, din toate timpurile, foarte rar a fost o școală calată pe imagine. Deci regizorul român era aproape de literatură, de actor, nu l-a frământat cum arată filmul. Cu excepția poate a lui Veroiu, cu puține excepții. Au fost pe partea aceasta a textului, a literaturii și a actorului, știi? Nu i-a frământat prea mult, nu au venit cu niște concepții speciale, vizuale, în care să lucrăm la film, uite așa, formula nu știu care, de... există pilde celebre în lume, să zicem, de filme interesante, vizual, știi? În general, școala românească n-a fost pe asta, știi? N-a fost. E un băiat interesant, cel care cu câini, care a făcut câini filmul și serialul Umbre. E un tip care, după mine așa, nu-l cunosc, direct, e un tip din zona asta, interesant vizual, foarte interesant. Se vede că are cultură puternică ca lumea cinematografică, adică se simte. Chiar și în serial. Nu, mă uit decât întâmplător când sunt, nu știu în ce zile e, dar văzându-i filmul Câini, am realizat că e foarte interesant din punctul ăsta de vedere. Restul, nu știu pilde multe de filme cu... puternic impact vizual românesc, dorit de regizor, dincolo de lucruri foarte frumoase care au făcut colegii mei. Marius Panduru cu inimi cicatrizate, sunt niște lucruri senzaționale, superbe. Dar pleacă de la operator, nu pleacă din intenția, nu-ți dă un exemplu, regizor, domne, să ne ducem în zona aia impresionismului, să zicem, din pictură sau... Eu n-am auzit. De-aia zic că apropo de imagine, trebuie să ai partener. Și de-aia întotdeauna m-am bazat măcar pe scenograf, să am scenograful lângă mine, să cel care îți pune în față lucrurile în așa fel încât ai ce lumina. Ai cum, întotdeauna m-am luptat pentru scenograf, pentru pictori de costume, pentru machior, pentru ai mei să-i aduc la film, să zicem. Pentru cei pe care îi stimam și îi prețuiam ca meseriași. A prins o lumină pe un perete gol și a prins o perete pe un perete desenat,
ești operator în cazul al doilea, știi? Că, oh, dar ce interesant, lumină. Nu, e desenul interesant de multe ori. Asta exagerez acum. Deci, n-ați lucrat până acum cu vreun regizor care să vină și să zică uite, cam așa mă gândesc să filmez scena asta sau să știu că vreau neapărat cadrul ăsta, ca așa... Ba da, ba da, există, dar foarte întâmplător câte o ocazie. Credeam că mă întreb care vine la început și îmi propune un sens general al imaginii. Nu, care să... Eventual discutam dacă color sau al negru. Asta era, ai să oprea. Pe de altă parte, sigur, în cadrul decupajului, sau mai știu eu, chiar în cadrul filmului, zicea, domne, asta vreau neapărat, uite, trage mamur. Aia, da, se întâmplă. Asta e firesc. Nu. Dar eu ziceam de concepție. De a vedea filmul prin obiectiv, de a vedea filmul prin imagine și nu ca o întâmplare, ca niște o înșiruire de întâmplări dintr-un scenariu. Preocuparea regizorului e să curgă cumva scenariul, să aibă actorul în față și să-l, mă rog, să intre în parametrii pe care a visat el, nu vizualizează cum arată filmul. Nu e cum ați văzut la Fellini, cum arată în toate filmele lui Fellini. Acolo e, în primul rând, concepție vizuală. Acolo, de multe ori, e pădos că personajele devin așa obiecte în cadru. De multe ori. Înțelegi? Nu e din zona aceea. Poate exagerată, ce zic eu, pretențiile mele apropo de Fellini, dar da, acolo se simte. Cum? Adică se simte o intenție de a povesti prin cinema o poveste. Sau la Orson Welles. Toate lucrurile alea, el le desena decorurile acelea. Sigur, avea un scenograf al lui. Dar lui trebuia dimensiunea aia în raport cu omul a unei cetăți, a unui palat interior. Asta ține de vizual. Foarte rar regizorii ăștia. Foarte, foarte rar în lume. Și, mă rog, din ce în ce mai rar. Acum e plin de filme, pline de vizual, zicând, nu, de la toate trăznăile astea cu monștri, cu alea, acolo e muncă multă vizuală, adică realmente e. Evident că e și mult kitsch, că e cumva așa din... Depinde, de fapt, și de gustul regizorului, să zicem, cât e kitsch și cât nu e în toate astea. Alea sunt filme vizuale, dar alea sunt vizuale din alt punct de vedere, adică... Na, că e o zonă, domne, dacă e... dincolo de lumea noastră, în cosmos, mai știu unde, automat e interesant vizual, că e ceva inedit, nu e strada, sau, dar nu e asta ce vreau să zic, o concepție vizuală a unui film, știi? Ciulei avea concepție vizuală și a lucrat de asemenea cu un mare operator, cu Gologan, pe vremuri. Bine, el venea din teatru, venea și din teatru și din scenografie. El e arhitect la bază, era Ciulei. În fine, și la el se simțea, în Pădurea Spânzuraților, se simte concepția vizuală. Asta zic că să vină regizorul să te pună în genunchi, pe coș de nucă, când începe și îți descrie cum vede el filmul. Și zic, gata, maestre, ăla ești. Și atunci mă apuc și am și siguranța mea că merg pe un drum bun, că l-am înțeles și, până la urmă, o să zic că și mai am, bă, da, ce imagine bună. Da, dar am nevoie să știu că merg în sensul bun și mai ales, el e dirijorul, vreau să fie dirijor. Nu, asta cum o facem? Păi, eu zic că din dreapta, dar... Și dacă eu zic că e din dreapta, de unde? Știu că n-am greșit. Dacă nu o gândim, dacă nu avem un sens al întregului film, și până devine ușor fiecare lucru să-l facem. Da, e o meserie în care ori ești pătimaș, ori nu ești deloc, dar dacă ești pătimaș, te îmbolnăvești de nervi de vreme, știi? Și, oricum, mie mi se par filmele acum că sunt mult mai facile, mai ușor de făcut în sensul ăsta. Mi se pare totul mai la îndemână. Tot ce înseamnă digital. Era o corvadă plăcută pelicula aia, și gândul cu ce o fi în zeama aia la developare până mâine când primesc telefon de la laborator, dacă e în regulă. Era o corvadă, dar era plăcut. Era o emoție care... Așa mă uit pe ecran, nici nu mai trebuie să bagi ochiul în apă. Nici nu, în general nu bag de obicei de când s-a trecut. Și mai dinainte, pe digital n-am mai tras la cameră. Că am zis că fac ulcior dacă bag ochiul în plastic. Asta de amuzament. Dar te uiți pe monitor și vezi că a încadrat bine colegul tău, cameraman, e în regulă, hai. Da, mi se pare mult mai ușor, adică nu mai e atâtea în cap, ca să zicem, capă pe mine. Da. În fine, a fost o meserie frumoasă.